Mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment. Este o foarte bună organizare. Mă bucur pentru că din nou întâlnesc în cariera mea de conducător al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad doi întreprinzători puternici, doritori să facă mai mult pentru piața muncii din zona de frontieră, unde, într-adevăr, în ultima perioadă ne confruntăm cu lipsa forței de muncă. Alteori ne gândeam oare dacă investitorii se vor opri aici sau nu. Astăzi avem investitori foarte mulți, dar din păcate le putem oferi foarte puține persoane pentru angajare. Este un pas extraordinar pe care aș vrea să-l văd amplificat și la alte cote între partenerii români și cei maghiari. Mulțumesc tuturor celor implicați și noi, Agenția Județeană de Ocupare, ca și reprezentanți ai Guvernului în teritoriul pe partea de muncă. Suntem deschiși oricărei colaborări, ne deplasăm, facem orice activitate care consideră partenerii noștri că este oportună. Am făcut și în trecut asemenea lucruri, dar este cu atât mai necesar astăzi când ne confruntăm cu aceste probleme, cu lipsa forței de muncă. De aceea fac un apel la toți cei interesați să apeleze la serviciile noastre de mediere și de consiliere în asemenea situații și suntem deschiși și conducătorii noștri de la nivel guvernamentar au această deschidere să stăm de vorbă, să concretizăm, să scriem proiecte împreună pentru ca și în această zonă să poată oamenii să-și găsească mai ușor un loc de muncă, mai bine plătit și în felul acesta să rezolvăm aceste probleme de muncă care sunt la granița de vest a României și aici am trecut puțin de ceea ce înseamnă Radul, pentru că aceeași situație este și la Bihor, la Timiș, la Satu Mare și în toată regiunea de vest. Doresc să felicit pe cei care s-au ocupat de acest proiect și sunt convins, atât timp cât cunosc cine este reprezentantul părții române, că aici, în această colaborare, vom avea rezultate frumoase. Noi continuăm să dăm o mână de ajutor și prin aceste investiții care s-au făcut, așa încât să le plasăm și în alte părți ale județului și acolo să organizăm burse ale muncii, tocmai cu scopul de a rezolva cât putem din această problemă cu care ne confruntăm cu toții.